construită în mijlocul străzii, fără să respecte normele de mediu sau cele privind distanța legală față de blocurile de pe strada Cuza-Vodă. Asta au strigat locuitorii din zonă de când au văzut că a fost demarată construcția parcării supraetajate, fără ca ei să fie consultați așa cum prevede legea. Toate țipetele lor de durere au fost ascultate de administrația prezidențială, care a trimis petiția ploieștenilor către Ministerul Dezvoltării. Inspectoratul de stat în construcții a fost însă cel care le-a dat vestea bună. Autorizația de construire numărul 267 din 13.06.2014, în urma căreia s-a construit monstruozitatea de parcare, a fost eliberată de către Primăria Municipiului Ploiești cu încălcarea prevederilor articolului 7, alineatul 16 și articolul 7, alineatul 1, litera B, din legea 50/91 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Mai mult, potrivit răspunsului primit, Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Muntenia urmează să solicite instituției prefectului atacarea autorizației de construire la instanța de contencios administrativ competentă. Dacă instanța le va da dreptate locuitorilor de pe strada Cuza-Vodă, atunci parcarea supraetajată din spatele meu va trebui demolată în cel mai scurt timp. Deși nu a vrut să comenteze decizia Inspectoratului de Stat în Construcții, așteptând informarea oficială, următoarea mutare îi revine prefectului Rodica Paraschiv, care are obligația acum să dea în judecată primăria. Noi așteptăm acum răspuns oficial al prefecturii și dacă așa s-a constatat, sigur că legea trebuie respectată. Până la urmă există principiul suveranității legii și cu siguranță va trebui să respectăm această directivă. Cert este că într-o astfel de situație, categorică se poate merge până la demolarea acestei parcări. Locuitorii din zonă își pun acum toată speranța în justiția din România. Sper din tot sufletul ca finalitatea acestor demersuri să fie aplicarea legii și demolarea acestei construcții, pentru că dacă această construcție, să zicem, era o casă construită de mine, ilegal, vă garantez că era demolată. Și mi se pare normal, deci dacă legea spune să respecti anumite termene, să respecti anumite, cum să vă spun, norme, tu trebuie să le respecti pentru că asta e legea, indiferent că ne convine sau nu ne convine. Statul nou ne cere să le respectăm ca cetățeni, dar în același timp trebuie să le ceară și celor care ne conduc același lucru. Ploieștenii sunt hotărâți însă să ceară demolarea parcării supraetajate tuturor instanțelor superioare internaționale. Vor lupta până când dreptatea va fi făcută și legea va fi respectată, mai spun oamenii.